vărsător și ascendent vărsător. E, vă spunem și vouă că sunteți una din zodiile favorite care vor resimți din plin eclipsa. E implicat Saturn din zodia voastră, este în careu cu Uranus, guvernatorul vostru. Și cu toate planetele astea din Scorpion, care la voi sunt în sectorul profesional. Bun, ce poate să aducă eclipsa? Evenimente neașteptate, neprevăzute, care au legătură cu familia, cu casa, cu locuința, certuri, conflicte cu părinții, diferențele de generație, știți cum devin acum, de generații, de viziuni, de gândire, devin absolut vizibile. Dacă vă bazați pe un sprijin de la părinții, nu-l mai primiți, sau, mă rog, îl primiți în condițiile lor, vă certați cu toate persoanele care reprezintă o autoritate în viața voastră, pentru că nu le suportați impunerile. Pot să apară probleme, fel și fel de probleme în locuință, în casă, schimbări, mutări. Poate reîntoarceri în țară. Pentru mulți nativi, această eclipsă poate aduce dorul de casă. Ideea e că vă cer cumva rezolvări urgente, rapide. Trebuie să vă meargă mintea foarte bine în perioada asta ca să rezolvați, mai ales ce vă spuneam, ține de viața voastră personală, de familie, cămin, trecut. Situații din copilărie pot fi scoase la suprafață acum, traume, dar totul, pentru că vorbim de o lună plină, pentru a fi rezolvate, pentru a fi încheiate. Apoi, avem planete foarte multe, vă spuneam, în sectorul profesional, care sunt în careu cu Saturn din zodia voastră. Deci, sunteți provocați. În carieră sunteți foarte provocați. Se pare de provocări, de multe responsabilități, de mult stres, de multă, multă, multă agitație, discuții, tensiuni cu superiorii. Se poate să apară și schimbări, să știți că avem o poziție cu Uranus. Se poate să apară și schimbări neașteptate de natură profesională în cazul multor nativi. Nu știu, lupte de putere, vă luptați pentru o funcție, vă luptați pentru un statut. În relație cu partenerul de viață, discutați despre statutul oficial, cum sunteți, cum rămâneți, ce vreți să continuați, construiți cămin sau divorțați. Încercați totuși să apelați la diplomația saturniană pe care vi-o oferă Saturn în zodia voastră, la răbdare, la perseverență și orice schimbare vine, că e pierdere, că e încheiere în viața voastră, încercați să o adoptați în stilul vostru caracteristic, pentru că voi știți și vă plac schimbările, dar astea n-or să fie plăcute. Astea nu or să fie plăcute, dar țineți cont că orice se întâmplă vă pun toate astea pe direcția de destin. Dar aș putea să cred că mulți nativi acum, nu știu, primesc o cerere în căsătorie și se apucă cărămidă cu cărămidă să-și construiască viitorul, destinul, căminul.